Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului, care pretutindene și toată la primești, visul îmbunătăților și dătătorile de viață, vină și strângește într-un noi și ne curățește pe noi de toată tinuciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Doamne, este Dumnezeu cu al Său har și să-i bine de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine ați venit. Poftiți, vă rog. În seara aceasta avem din nou mijlocul nostru pe un părinte drag, părinte profesor, Părintele Constantin Pătuleanu, parohul Bisericii Unitate din București și profesor la Facultatea de Teologie din București, care va vorbi despre Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul pocăinței și al plânsului duhovnicesc. Este o temă care o dezvoltăm în anul acesta. După cum bine știți, este anul închinat activității parohii și mănăstirilor în societatea noastră, dar și a Sfinților Părinți, dintre care se remarcă cel mai deosebit Sfântul Ioan Gură de Aur. Săvârșim și Sfânta Liturghie cel mai des în timpul bisericesc, de cele mai multe ori. Și este un părinte care, cum îi spune și numele, Ioan Gură de Aur. Asta nu pentru că avea cumva dinți de aur, și pentru că cuvintele lui erau valoroase, precum aurul. Și au rămas, într-adevăr, înscrise în toate cărțile, bisericești, mai puțin citite de noi astăzi și mai puțin cunoscute și trăite în realitatea lor. De aceea, părinte profesor, pe cât se poate, am înțeles că amâna și plecarea de seara aceasta, spuneam că sunt plece la Constanța, dar mai pleacă. Că a zis că mai bine să dormim în patul nostru, plecăm de dimineață și așa este. Nicăieri nu-i mai bine să dormi în patul tău, știi? Așa. Și când ești bolnav și te duci pe la spital, ce-și dorești omul? Doamne, ajută-mă să mă întorc și să rămân în patul meu. Și ori la ce hotel de cinstire te duce, tot mai bun este. Continuăm aceste seri duhovnicești pe perioada postului, să vedem cât o să mai duteai și după aceea. Cum am spus și duminică, Părinte, săptămâna trecută, luni, am avut o întâlnire aici și s-a pus în direct pe așa, la Cașa Ortodoxă și au fost 27.210 participanți în seara aceea. O să dezvoltăm în direct. O să dezvoltăm și noi aceste lucruri. În curând s-ar putea să le facem în direct. Și noi, pe site-ul nostru. Părinte profesor, încă o dată, bine ați venit. Să vă așez puțin. Și vă spunem la mulți ani că ați venit exact la un an de la anul trecut, când ați fost la seara duhovnicească. Exact la un an ați venit anul acesta. Se împlinește chiar mâine un an de când ați fost anul trecut. Așa că vă așteptăm să veniți anual. În fiecare an. Vă așteptăm mult drag. Vă mulțumim.